Potrivit unui studiu realizat de Eurostat, un român din cinci este deranjat de zgomotul făcut de vecini. Spinoasa problemă a vecinilor gălăgioși, care ne perturbă somnul și activitățile de zi cu zi, fac practic din locuința ideală un adevărat coșmar. Conform Rador.ro, cu excepția cazului în care locuiți într-o frumoasă și retrasă casă în mediul rural, fie că ne dorim sau nu, vecinii fac parte din viața noastră cotidiană. S-a făcut un studiu conform căruia unul din cinci români este deranjat de zgomotul făcut de vecini. Dumneavoastră aveți vecinii zgomotoși? Nu. N-am chiar în cartierul în care stau eu, chiar e liniște. E un fostul cartier nemțesc pe timpuri. Și sunt oameni cu multă decență, nu se deranjează unul pe altul. La noi e liniște, foarte liniște. N-am vecini care să mă deranjeze. Și practic e o chestiune că zgomotul ăsta făcut de boxele ăștia care au mania asta, adică e o boală nebună. Așa, într-adevăr, deranjează, pentru că decibelii ăștia distrug sistemul nervos. Dacă ați avea vecini zgomotoși, cum ați spune problema să facă liniște? Păi, ca aș vorbi frumos. Aș vorbi frumos, așa că trebuie să înțeleagă lucrul ăsta, dacă chiar nu înțeleg, mai sunt și organe care se ocupă de așa ceva. Pentru foarte mulți dintre noi, atunci când dorim să achiziționăm o nouă locuință, principala preocupare este comportamentul și atitudinea vecinilor, întrucât, indiferent de celelalte aspecte legate de poziționarea, prețul sau starea casei, acestea pot influența definitiv decizia finală. Nu toți suntem însă la fel de norocoși. S-a făcut un studiu conform căruia unul din cinci români este deranjat de zgomotul făcut de vecini. Dumneavoastră aveți vecinii zgomotoși? Foarte zgomotoși. Ce anume vă deranjează? Adică nu ții cont de oră, poate să fie și noaptea, te trezești cu o bormașină în timpul nopții sau cu un aspirator după orele 22 și muzica așa pusă mai la maxim. Ați pus problema pentru a rezolva acest zgomot? Nu prea punem problema, că nu ajungem la nicio situație. Avem, de exemplu, pe hol, eu stau la etajul 8, avem o persoană care are un cățel de companie. Dom'le, ăla să nu faci o mișcare, să nu treci pe hol, că sare și latră, indiferent. Și lasă să zbiere, să facă ce vrea el și am spus administratului, președintelui, nu, n-au luat niciun fel de măsuri. În primul rând, atunci când vă confruntați cu problema vecinilor zgomotoși, siguranța dumneavoastră și a familiei dumneavoastră trebuie să fie prioritară. În cazul în care vecinul nu este un om de înțeles și deci nu vă simțiți confortabil în a-l înfrunta, atunci nu o faceți. Apelați la asociația de locatari sau chiar la poliția de proximitate pentru a face față cuiva care vă dă o anumită nesiguranță sau prezintă un anumit pericol. S-a făcut un studiu conform căruia unul din cinci români este deranjat de zgomotul făcut de vecini. Dumneavoastră aveți vecini zgomotoși? Nu, că eu stau cu casa unde nu mai locuiește nimeni și a murit moașa mea. Și e casa bătrânească, de stau singur acolo. Mai sunt pe zonă de fagălăgie, dar sunt copii care se joacă. De exemplu, dacă ați locui la bloc și ați avea vecini care dau muzica foarte tare sau fac certuri, Și ce ați face ca ei să înceteze? Aș vorbi cu ei, dacă nu înțeleg, anunțăm la primărie pentru deranj. Zgomotul constant de la nivele moderate până la nivele ridicate poate produce stres, oboseală și iritabilitate. Când cineva este torturat de zgomot, nu numai că devine nefericit, ci poate chiar să ajungă să fie dărâmat pe plan fizic și psihic. Când zgomotul se adaugă altor situații stresante, acesta poate provoca depresie precum și boli de natură organică. Expunerea de lungă durată la zgomot ne poate afecta personalitatea. Victimele poluării fonice începând să simtă treptat ură, răzbunare și chiar o dorință nefirească de a ucide față de cei care sunt răspunzătorii de zgomotul produs. S-a făcut un studiu conform căruia unul din cinci români este deranjat de vecinii zgomotoși. Dumneavoastră aveți vecini zgomotoși? Da, așa e. Cum spuneți dumneavoastră? Și ce faceți ca să înceteze cu gălăgia? Păi noi mai spunem frumos că zicem să suntem vecini să nu zică că uite ce răutăcios și gata, venirea să mă reclame. Dar
Da, nu prea ascultă ei, zice, da, lasă că facem, nu mai facem gălărie, eu pun muzica tare la 12 noaptea, la 2 noaptea, asta e cel mai tare. Mai mult e asta cu muzica, mai mult decât cu vețivănia, că cu vețivănia vine și se duc în pat. Dar la muzică se duc și dau drumul la muzică și le-am spus să nu mai dea muzică așa la lume, că lumea mă se duce la servici, lumea, copiii mă duc la școală, trebuie să doarmă. Pe de altă parte, cei care fac zgomot în mod constant devin adesea agresivi, în momentul în care ajung să fie ținte ale unor plângeri repetate. Zgomotul îi face pe oameni să fie mai puțin altruiști și generează agresiune și ostilitate. Pentru a evita toate aceste neajunsuri, ideal ar fi să respectăm niște reguli de conduită în comunitatea în care locuim, relatează Rador Tero.